Să nu se supere Nășincu, spune atent, din toată inima lui. Din toată inima lui. Cobra, vorbele astea nu le-am cântat în viața mea. Și mai devreme a spus că numai Dumnezeu mă învață. Și El mă învață tot timpul. Familia. Colățene! Nu e frumos să scot acum bani, iartă-mă, să rămână ție și lui Andrei. Aici nu mi-a nici lăutare. Ăștia-i pun eu pe dreapta, să bag benzină. Mă jur pe familia mea dacă în viața lui mi-a luat vreun bani, ba din contră mi-a dat bani mult. Și de-aia ai valoare. Că vrei să spun ceva? Stop. Mie nu spun ceva. Eu am cunoscut toată România, dar șmecheri am văzut puțin să moară familia mea. Și tu te numeri, te numeri printre ăia care îți respecti frații și copiii. Și dacă dai un leu sau 10 lei pentru copiii tăi, dai de aici. Că ăia care dau pentru frații lor, familia lor și ia înapoi, așa și respectă. Și la viața mea am dat și eu 100 de mii la lăutare. Eu. Și am dat pentru copiii mei și e gata, e lege. Rămâna vom. Vrea Gălățean să cânt o melodie? Când o să o asculte el, când o bea el un șpriț cu Nășicu, să poată să-l aline. Știu ce zici. Dacă mi-aduce atent o aminte, dacă nu o să găsesc pe loc. E de ascultare, da? Nimeni să nu deranjeze melodia asta. Toni! Scurtă și frumoasă, lăutărește cum vreau eu. Vreau puțin viorile, după care când încep eu puteți să dați drumul la tobă, dar vreau puțin viorile. Măi, Doamne, cum ar fi fost viața mea
Măi, Doamne, cum ar fi fost viața mea dacă exista toată lumea. Cum ar fi fost viața mea dacă exista toată lumea. La gălățeam pentru vorbele astea de la Dumnezeu. Sărut mâna lui, sărut mâna lui. Dar degeaba sunt bogat, dar degeaba sunt bogat, mă simt cel mai supărat fără tata, sunt sărac, mă. Din partea lui atentul meu, prietenul meu, frățorul meu, care am fost alături de el, știe el ce zic eu. Și pentru toți părinții care nu mai sunt în viață, aia care sunt, să iubim, să-i respectăm și să-i țină Dumnezeu sănătoși. Să română. Cănățene! Măi, Doamne, cum ar fi fost viața mea era bună și nu grea dacă există tata. Eu n-aș fi fost supărat dacă mi-l găseam în pat și mereu să-mi dea un sfat din partea lui regele junglei pentru tăicuțul lui și măicuța lui și pentru domnul Strugure și doamna Vitrina, care sunt părinții lui. Pentru doamna Vitrina și tăicuțul lui și mama lui care ne așteaptă. Iauzi! Pentru doamna Vitrina care ne așteaptă acasă, să rămână ei. N-aș mai fi fost supărat n-aș mai fi fost supărat dă-l găseam pe tata-n pat să mai îmi dea câte un sfat să uit că sunt supărat. Dar strugure nu mai e. Și nu mai am liniște. Și nu mai am liniște. Și-a cerut scuze. Pentru toți nepoții lui, inclusiv nașul mare, că e nepotul lui Strugure. Iauzi! Iauzi! Iauzi!